Domnule Iliescu, tovarășe Iliescu. Te salut, tinere compatriot. Cu ce pot să-ți fiu de folos? Ce părere aveți despre moartea reginei? O știre care m-a întristat. O știam de când era mică. Lilibet îi spuneam noi. Vezi această haină de pe mine? Mi-a făcut cadou. Mi-a făcut-o ea cadou în 64. 1564, când se făcea postav bun pe Tamisa. O să mergeți la mormântare? Nu o să merg la mormântare, pentru că detest aceste ceremonii. Nici la Gorbaciov n-am fost. De la nunta dânsei ați fost, nu? La nunta am fost. Eram în rândul 4, transmiteam știri pentru canalele de informare din Orient. Ce părere aveți despre regele Charles, care va veni la conducere? Câți ani are? 70 și ceva. 72 de ani, ești un tânăr, ești un mânz. L-aș sfătui pe Charles să înceapă cariera la secția de tineret. Este un fel de șoim al patriei în politică. Adevărata viață în politică începe după 91 de ani. Ce părere aveți despre politica de la noi din țară? Nu comentez, ceea ce se întâmplă nu este politică, este o cacealmă. Eu am luptat ca să nu fie corupție, am luptat pentru corupție fără corupți și acum ei sunt la putere. Indiferent că sunt din partea stângă sau din partea dreaptă, sunt din același aluat. Nu avem clasă conducătoare la care să năzuiască tot poporul pentru binele împlinirea să. Cum stați cu vârsta, cu sănătatea? Că... Am avut o problemă stomatologică, mi-au căzut primii dinți de lapte, în rest, ca nou născut. Vă supără vestea asta cu regina? Evident că, murind o tânără perspectiva monarhiei și monarhiei, sufer puțin, dar soția Nina mi-a dat două palme și a spus, Nelule, orice ar fi, mergem înainte. Că înainte era mai bine. Vă mulțumesc mult, vă așteptăm și pe dumneavoastră. Mulțumesc și eu. De unde sunteți? De la Metro-Goldwyn-Mayer? De la ce studio ați filmat această producție video? La revedere! Mulțumesc! Frumos GoPro!